Bună seara! Mă protejez. Am făcut un research pe net și am înțeles că aceste coifuri de staniol cu antenuță te protejează de interferențe și de tot felul de lucruri care te pot afecta. Am făcut asta pentru că m-am uitat pe Facebook, m-am uitat și la useriști, la facebookiliști, la staliniști. Și mi-am dat seama că ăsta este practic singurul mod de a te proteja de manipulările de la televizor. Televizoarele știți că manipulează îngrozitor. Prin intermediul ecranului îți bagă așa în căpoc, niște idei care nu e bune ideile și nu, pe Facebook, te uiți după aia pe Facebook, te uiți pe Facebook și îți revii un pic, dar după aia te uiți la televizor și piei. A scris și o formă de viață săraca de ea, zic săraca de ea pentru că probabil e și săracă și trebuie și compătimitul pentru că trăiește o tragedie. Mama ei i-a spus, eu mă uit la Antena 3 că ea spun adevărul de 12 ani încoace. Și a zis, nu spun adevărul, mamă, te rog, nu te mai uita, uite-te pe Facebook la Chirilă. Și mama i-a zis, fă, adică draga mea, tu nu ești draga mea, zdravă-nă la cap, pe bune, ești tăticule, ești dusă. Și ea, nu, televiziunile ne prostesc părinții, că. Și vreau să vă spun că văzând atâția useriști, facebookiliști, naziști, staliniști, imbeciliști, foarte dezarmați în fața manipulărilor de la televizor, mi-am dat seama că trebuie să-i ajut și am creat acest echipament, am făcut un research. Pentru cei care vor să fie aware, am făcut un research on the internet și vreau să vă arăt și niște imagini cu alți precursori ai mei. Vă rog să vedeți. Iată, acest domn suferă de aceeași problemă. Dânsul, fără doar și poate, este un om informat care se uită pe Facebook, nu deschide niciodată link-urile, le citește doar titlul și le halește pe nemestecate. Dacă îl întreb, da, unde ai auzit prostia asta? El spune, păi, nu știu, nu mai știu, pe Facebook. Păi și cine a scris asta? Nu mai știu. Deci acest gen de oameni foarte, foarte informați, foarte riguroși, care înțeleg în detaliu realitățile, procedează ca atare. Și iată, acest domn se protejează, vedeți, de extraterestrii care vin și te prăpesc, te influențează și cred că și reptilienii și iluminatii și toate astea vin și îți fac nasoale și te protejezi. Hai să vedem și alți oameni care se protejează. Iată și acest om, tot așa, vedeți, și el se protejează și e fericit, de-aia și permite să ne salute cordial pentru că știe că este perfect protejat față de atacurile astea, nu nosocomiale, atacurile psihotropice, psihotronice, psihopupice, ciumpilistice, de exemplu, ar putea fi. De-aia când vă uitați la televizor, iată cum este acest tată responsabil, el se uită totuși și la televizor, dar își protejează și micuții, punându-le pe cap același device de protecție. Și vreau să vă spun că și eu mi-am făcut din castronul de cereale Alufimiu, am luat castronul de cereale Alufimiu și un tub din ăsta de calciu efervescent, le-am lipit cu super glue. Ideal, vă spun, ar fi fost o pâlnie, dar nu am avut o pâlnie. Că ce să faci cu pâlnia, adică, știi? Eu n-am ce să fac cu pâlnie, n-am avut pâlnie. Și ce să-i opățesc cu, da, și atunci am luat castronul, ăsta e castronul de cereale Alufimiu, trebuie să am mare grijă de el. Așa, aici îi pun cereale și pune așa și îi face și el mănâncă. Și aici e tub din ăla de calciu, pentru că mi-am dat seama că acest dispozitiv nu trebuie să aibă lipsă de calciu. Și l-am lipit cu super glue, vedeți că uite, ține destul de bine, știi? Și am pus o folie de staniol de super calitate, dacă observați, este și o combinație interesantă între mat și lucios. Vedeți? Este și lucios și mat. Vedeți? Mai mat aici, mai lucios. Am făcut niște calcule și mi-am dat seama că așa e. Și am zis mai mut, nu, mamut, se spune, cum se spune corect? Dacă mai mat sau mai mut, corect. Dar dacă ceva, repet întrebarea care îmi place foarte mult în emisiune, dacă ceva e mare și mut, se poate numi mamut? Deci acest device trebuie folosit de toți
oamenii frumoși și liberi, că nu le mai pot spune tineri, că am văzut și mulți oameni în etate, maturi, la acele proteste, și toți oamenii care vor să se protejeze de televizor, pentru că televizorul, tu la televizor poți să le arăți orice. Poți să le arăți imagini, poți să le arăți documente, poți să le arăți fișiere audio, poți să le arăți texte de lege, poți să le arăți orice. Ei vor spune aceleași trei lozinci cretine. Corupții, hoții, penalii, televiziunea minte. Tâmpitule, stai, uite-te un pic, deși atent. Iată. Nu, e o minciună, e o manipulare. Bine. Deci pe ăștia săraci n-ai cum, pentru că ei sunt în sevraj, așa sunt. Așa apar, adică genul știi. Și atunci de asta este foarte recomandabil acest device. Chiar mă gândesc să fac... Păi da, uite, el trebuie să fie și un pic mobil, știi? Adică în cazul unora, de exemplu, el clar ar trebui bătut în cuie, știi? În cazul unora, adică pur și simplu bătut în cuie să stea fix. Altfel, în cazul altora, hop! Dacă mi-a căzut! Nu mai sunt protejat! Sunt protejat! Sper, ce s-a întâmplat? A difuzat cineva vreo manipulare la televiziune acum? Bun. Deci avem acest dispozitiv care poate proteja orice facebookist, orice userist, orice stalinist. Că acum văd că e un curent din ăsta. Sunt unii care spun, domne, să știți, e talibani. Adică depinde, alegeți dumneavoastră de pe lista de cuvinte pe care le folosesc. Eu alegeți ăla care vi se pare mai potrivit. L-am zis, deci... Facebookist, userist, binomist, stalinist, talibanist. Deci alegeți noastră, toate sunt, pe părerea mea, potrivite pentru diferite subcategorii ale acestei categorii care luptă împotriva manipulării. Și atunci, hai să mai vrem o dată, încă o dată, niște imagini cu colegii mei de dispozitiv. Ca să zic așa, haideți că o să vedeți imediat colegii mei de dispozitiv, cetățeni care pe toată planeta se protejează în acest fel ingenios și eficient, iată, de interferențele acestea ale reptilienilor, ale comuniștilor și ale televiziunilor în general. Perfect. Acum, înțeleg că e o doamnă, m-am uitat cum o cheamă, Feher, nu știu. Feher? Lăsă-și. Și e un ONG al lui Soros. De data asta chiar în sensul că ei chiar sunt finanțați exclusiv de Soros. Adică ei spun. E un ONG care spune măcar recunoaște finanțarea, ceea ce e ok. Un ONG care își transparentizează finanțarea, mie mi se pare în regulă. Dar nu e o problemă să iei bani de la Soros, dar să nu te ascunzi. Ceea ce ei nu se ascund, adică ei chiar nu mai știu cum se numește, nu e important, unul din multele ONG-uri finanțate de Soros în România, nu știu cum, frontline, care sunt, cer ei să se închidă, să se excludă, să se interzică. Deci taliban din ăștia, i-ar fi făcut carieră mare la statul islamic, dar s-au născut în geografia ușor nepotrivită, știi? Adică sunt aia care l-au, adică, băi, ia gata, mă, pe ăsta tăiați-i gâtul în direct la televizor, de exemplu. Adică n-am nicio, să se închidă, să se interzică, să se taie, să se termine. Și eu chiar văzându-i pe ăștia că se tăvăresc în chinuri din astea talibane și au porniri din astea extremisto-închizătoare, m-am gândit că le-aș putea și adresa un mesaj pe ceea ce pe Facebook le-am adresat deja. Mai țineți minte, am vrut să iau modelul pe care îl divinizează. Ei sunt, deci tot ce spun, DNA-ul e Dumnezeu pe pământ, DNA-ul nu greșește niciodată, DNA-ul face ce, luptă cu corupție, în sfârșit setul acela de lozici cretinoide, inepte. Și... m-am gândit să lucrez cu materialul DNA, știți? Și m-am gândit că, de exemplu, un celebru și meritos, fără doar și poate procuror DNA, procurorul Negulescu de la Ploiești, ăla lui Ghiță, dacă mai țineți minte, care vorbea despre Ghiță. Și aia, nu se mai poate trăi pe planeta Românica din cauza la un jegos, Sebi Ghiță. Știți? Ăla, dacă nu... este unul dintre fișierele mele preferate. Sigur, acum useriștii, facebookiștii, binomiștii, talibaniștii, uitându-se acum, nu e adevărat, n-are cum să fie, e manipulare. Și m-am gândit că totuși aș pune în loc de Sebi Ghiță Feher și în loc de
tot de Sebi Ghiță ceva mai încolo, aș pune Frontline sau cum se numește ONG-ul ăsta al lui Soros, că nu ai cum să le mai ții minte pe toate astea lui Soros, că sunt o tonă de oameni finanțați de Soros și în România. Deci, haideți să facem un efort de imaginație și în loc de Sebi Ghiță să fie Feher, este o formă de viață, Feher. Și în loc de Frontline, în loc de tot de Sebi Ghiță sau, eu știu, de Zdrențe, de exemplu, că folosește celebrul procuror de NEA, deci statul de drept, justiția din România folosește și termenul de Zdrențe, la un moment dat poate să fie Frontline. Haideți să facem acest efort de imaginație. Vă rog, statul de drept, să luăm lumină de la statul de drept și să fim și protejați în același timp de manipulările de la televizor. Bă, da, mi-a ăsta, deci nu mai putem să trăim o planeta Românica în cauza lui un șecos ca Sebi Ghiță, care este un vagabond, o zdreanță. Păi eu spun așa, eu spun în față, până la urmă, băi, ești o zdreanță, tu de aici de Panara. Da, bă, dar ți-au ținut spatele și ea de la București, bă, și Chioveși. Da? Bă, mă jur că îi spun în față, că n-am ce să facă, să... Păi toate n-au plecat, frate, de la mine. Și dacă îl bași pe Ghiță, îl toarnă pe dragă, ești gata, rezolvăm. Lasă-mă mâncați aici gura, că-s periculos rău de tot. Mă jur că-s foarte periculos. Dar dacă nu mă cunoști, nu mă te băga cu mine, mâncați aici gura, că mă ia capul. Asta nu suport. Pe mine nu mă ia capul, că mă protejez. Corupția penală. Nu mai să protejez. Deci să facem acest efort de imaginație, cum ar fi, deci cum se numește, mă, ONG-ul Pește Prăjit ăsta tare de tot, cum se numește? Se numește Frontline, vă zic eu, așa se numește. Bă, gămeaș, cum zice domnul procuror de la DNA? Hă? Nu se mai poate trăi pe planeta Românica din cauza la niște jegoși Frontline. Mă rog, și așa mai departe. Hă? Da. Se întâmplă. Există astfel de oameni. N-ai ce să faci. Adică eu acum să-i mai nasc pe ăștia odată, n-am cum să-i... Ce să-i fac? Sunt. Să mă apuc eu să-i modific, să mă apuc să-i conving, să mă apuc să le arăt. Este o prostie, adică este sortit eșecului. De ce? Orice le-ai arăta. De exemplu, această înregistrare am pus-o din... E veche de o lună jumate, de două luni. Deci e difuzată și în dungă de 100.000 de ori pe toate televiziunile și pe Digi și pe ce vreți noastră. Pe Digi o dată sau de două ori, dar difuzată totuși acolo. Pe net, pe ce vrei tu. Și o pun eu astăzi în această paradigmă a efortului de imaginație, știți, pe modelul procurorului, zic să scoatem pe Ghiță și să punem Frontline și Feher. Să vedem, ca să nu fie supărare, adică nu se poate supăra nimeni dacă folosești cuvintele unui procuror DNA, de vreme ce noi la DNA avem icoane cu DNA-ul și ne închinăm la ele. Bun. Și am pus de nou în asta. Prieteni, au sărit. Este o manipulare, e o făcătură, doar nu credeți că ăla e procuror DNA. Ok, deci a vorbit și Chioveși despre asta. Adică, dar de asta spun, n-ai ce să le mai faci ăstora. Sunt cauze pierdute. Adică sunt niște oameni, e dreptul lor să fie. Adică dreptul lor să fie oricum. Ce să... Băi, nu poți să-i obligi pe oameni. Adică noi nu suntem staliniști. Noi nu suntem talibaniști. Nu suntem din statul islamic. Nu suntem din califatul USR. Avem un vocabular mai mult, mai mare de 3-4 cuvinte. Corupția, ucide, hoții, penalii. Gata, asta e tot ce știm să spunem. Adică noi ăștia care suntem totuși din altă parte a speciei, înțelegem că nu poți nici să modifici niște oameni care așa sunt, nici să interzici, nici să, adică astea sunt pornirile lor. Să se interzică, să se oprească, nu ne convine! Uite, cum ai coiful ăsta de staniol, s-a inventat și telecomanda, adică e foarte simplu, e cu asta, cu libertatea, da, alege, da, face, da, drege, da, spune, da, nu e, a, nu, să se interzică, părinții noștri sunt spălați pe creier, noroc cu noi care știm să spunem corupții, corupții penalii, Noi înțelegem dreptul omului de a fi oricum. Și atunci, știți ce cred eu că e bine de făcut? Să-i lăsăm în treaba lor. Mi se pare că deja le-am dat mult, mult prea multă importanță. Mult prea multă importanță. Adică vine un 8% și zice, ia gata să facem cum zic eu. Bine, hai că au venit ăia, știi? Ok. Asta e, se întâmplă. Există astfel de oameni. Bun. Mergem înainte și cu asta basta. Ce faci? Cât sunt? 8%. Bun. Noi ăștia azi de 92%.
sau ori fi 20%. Ok, noi ăștia alți 80%, ce facem? Ne apucăm să ne războim cu 20%? E o opțiune. Sau pur și simplu ne vedem de treabă. Acum, sigur, dacă vin non-stop, niște țânțari, bă, la un moment dat îți pui o plasă de țânțari. Și pe țânțari existenți zici, bă, ia gata, hai. Uși, fus, hai, pa, afară de aici. Și cu asta basta. Că ce să faci acum? Bun, nu avem foarte multe minute, vreau doar să vi-l arăt. Îl știți pe domnul Klaus Werner Iohannis, este președintele României. Domnia sa, după cum bine știți, obișnuiește să-și petreacă, da, concediile. Anul ăsta a fost o excepție, în alți ani dânsul s-a dus, mulți alți ani, la Palm Beach. Acolo la Palm Beach are casă un domn, un român, care se numește Vecerdea, un domn român Vecerdea, care este antrenor de tenis în Sibiu. Știe toată lumea că în Sibiu lumea este absolut disperată după fizică, e actiată după fizică și atunci lumea se duce la meditații, la fizică, într-o asemenea apetit, încât un meditator la fizică poate să-și cumpere chiar 6 case din meditații la fizică. Lumea în Sibiu mai este disperată și de tenis, după tenis, deci tenis, numai tenis, pentru că un antrenor de tenis din Sibiu își permite să-și cumpere casă la Palm Beach. Știți? Și atunci, de-aia v-am spus despre acest domn Vecerdea, v-am reamintit cine e. Dânsul ieri posta pe Facebook, ieri, în acest mesaj, domnul Marius Vecerdea, proprietarul din acte, al casei din Palm Beach, unde se duce în concedii domnul președinte Klaus Werner Iohannis, scria: eu merg la București duminică, trebuie să arătăm mai mult de atât, mai am încă 8 locuri disponibile în microbus, cine vine? Și avea linkul de pe Hot News, ăla e un titlu de pe Hot News, un nou protest împotriva amnistiei și grațierii anunțat duminică în București. Degeaba le spui, adică am încercat așa să, și mulți alții să spună, știți, nu e nicio amnistie, adică asta e ca și cum ai spune să facem un marș împotriva extratereștilor. Deocamdată n-a văzut nimeni niciunul sau, mă rog, unii au fost răpiți de extratereștri și după aceea returnați, de asta te și protejezi, tot, da. Totuși, până când mai mulți oameni văd extratereștri printre ei, adică au venit extratereștri, știi? Zic să nu ne manifestăm împotriva extratereștrilor, știi? Hai să... Bun. Deci, ne fiind vorba despre nicio amnistie, dar ei dau înainte că ei protestează împotriva amnistiei. La fel de bine poate să protesteze și împotriva, nu știu, a șoricelului roz. Ce legătură are? Care șoricel roz? Exact. Nicio legătură, niciun șoricel roz. Bun. Niciun elefant cu buline. Ok. Dar domnul Vecerdea, deci antrenorul de tenis, proprietar de casă la Palm Beach, zicea că se duce cu microbuzul la București. E în regulă din punctul meu de vedere, în sensul în care dacă niște oameni din Sibiu vor să meargă la București, acum pe bune. Poate să meargă pe Valea Oltului, dar pe Valea Oltului riscă, adică poate să meargă cu trenul de așa, poate să meargă fiecare cu mașinile, dar de ce să cheltuiești mulți bani că îți mai trebuie pentru meditații la fizică? Atunci nu e nicio problemă că vii cu microbuzul. Doar că a existat o întreagă retorică în ultimii ani în România, exact acestui gen de cetățeni, de ăștia, corupția, penalii, ăștia, cu 4 cuvinte în vocabular, cu idei puține și fixe și extrem, extrem de neinformați în legătură cu orice, care au zis, bine mă, cu dăia duci la meeting cu autocarul, știți? Păi și eu am mai zis și atunci, zic și acum, păi și cu ce să vină oamenii la meeting dacă sunt în țară? Adică cu autocarul, nu? Care e problema? Deci n-am o problemă că domnul Vecerdea organizează transport la București la protest. Dânsul are un microbuz, înțeleg, are nu numai casă la Palm Beach, dar și microbuz și sigur că organizează transport. Dar am zis totuși să vă arăt. Interesant însă este că la acest post de pe Facebook pe care dânsul l-a șters ulterior, că eu am zis și aseară un pic despre asta, dar nu v-am arătat și prin screen, că nu am mai avut timp. Și dânsul l-a șters. Când, asta e. Dar eu am făcut alții prin screen și mi-au dat pe Facebook. Și la acest articol interesant despre cum domnia se organizează și se oferă să transporte oameni de la Sibiu la București pentru protestul împotriva amnistiei. Ok. Are următorul și următorul comentariu. Haideți să vedem și ălălalt. Nu, ăsta s-a înțeles. Celălalt prin screen. Sper că ți l-am dat și pe ăla cu comentariu.
Mai era încă unul. Haideți că îl găsim acum. Dacă e, vi-l citesc din telefon până îl găsim, că îl am în telefon, vă dați seama. Deci este în felul următor. Da. Zice, ne vedem acolo, Marius, îi spune Vlad Zdrențu. Mă rog. Și Marius Vecerdea zice, trebuie să facem ceva și cu CNA-ul ăsta, nu se mai poate. Mocirile astea îi prostesc și pe părinții noștri. Vedeți, toți sunt din... N-ai ăsta? Ți-l dau acum. Dacă ți-l dau, crezi că poți să îl vâri pe post la un moment dat? Hai că ți-l dau acum. Nu, i l-am dat eu lui Călin, am fost neatent. Se întâmplă și de la vârsta. Da, nu ți l-am dat. Uite, ți l-am dat acum. Da, întrebarea, Ciutacu întreabă, zice, duminică e nume de familie? Da. Marius Vecerdea, deci trebuie să facem ceva și cu CNA-ul ăsta, nu se mai poate, mocirile astea, știți, mocirile sunt, e termenul folosit de Cioloș. Așa, îi prostesc și pe părinții noștri, deci părinții lui Vecerdea, se înțelege de aici, sunt prostiți de televiziuni, pentru că nu s-au protejat, și sunt prostiți de televiziuni, deci... Părerea pe care o are domnul Vecerdea despre părinții lui nu este, iată, în mod evident, una foarte bună. Eu nu știu ce, nu-i cunosc pe părinții lui Vecerdea. Adică, însă văzând totuși că l-au crescut pe domnul Vecerdea și este, iată, un om atât de vigilent și atât de implicat, consider că sunt niște oameni minunați care au făcut o treabă extraordinară cu domnul Vecerdea. Deci eu sunt foarte irespect pe dâns și domnul Vecerdea însă zice că părinții lui, nefiind protejați în mod corespunzător, ca orice userist meseriaș, sunt prostiți, așa e termenul, uite, prostiți, sunt prostiți de televiziuni. Deci un om, uite o întrebare pentru domnul Vecerdea, deci un om prostit, deci care nu era prost, nu? Era deștept, dar l-au prostit. Nu știu, televiziunea înseamnă că a devenit prost? Că ce înseamnă un om prostit? Un om care a suferit procesul prostirii și a ajuns prost în urma procesului prostirii. Nu? Adică pe care de consecință logică. Să știu și eu cum se raportează domnul Vecerdea la proprii părinți. Bun. Și zice, nu că altfel e mișto să ai casă la Palm Beach, fiind antrenor de tenis în Sibiu, adică și pare și foarte credibil. Bun, și acum zice, eu deschid dosar contra lui Mircea Badea. Bine ai venit în club, stai la coadă. În emisiunea lui de 19 ianuarie mi-a rostit numele de 11 ori. A, da? Asta e o problemă? Eu n-am știut. Ia, deci, haide, fiți atenți, haideți să numărăm. Acum să mă și protejez de manipulări în timpul ăsta, așa cum numărăm. Deci, Marius Vecerdea, 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 de 11 ori și, pentru că e super ofertă, Marius Vecerdea, iată de 12 ori. Ca să știi când deschizi dosar, cum să... Adică mie nu mi-a fost frică de Băsescu, mi-e frică de Marius Vecerdea. Nu, acum pe bune, ca încât de haia să iasă. Mi-a fost frică de Coldea, mi-e frică de Vecerdea. Știi? Bine, unii dintre noi au Vecerdea în fundul curții, da. Zice, eu deschid dosar contra lui Mircea Badea. În emisiunea lui de 19 ianuarie mi-a rostit numele de 11 ori. De fiecare dată cu minciuni incredibile. Vezi? Minciuni. Minciuni. Hop, ne protejăm de minciuni. Am pus castronul de cereale pe capoc. Și fără nicio șansă să poată dovedi absolut nimic din ce a zis. Bun, asta deja e, adică e... Îi filează... Da. Deci, bine. Atunci, bine. Aștept să-mi deschide domnul Vecerdea dosar în calitate de antrenor de tenis. Că așa, n-am zis că mă dă în judecată, a zis că îmi deschide dosar. Se poate, nu știu, poate noul stat de drept în ăsta, în statul ăsta, sau ce e el, ăsta unde domnul Iohannis e președinte, se poate să deschide dosare antrenorii de tenis. Rămâne să vedem. Bun. Mai departe. Da. Vecerdea, îmi spune Ciutacu acum, Vecerdea a jucat 7 ani de tenis profesionist. Ah, deci, de asta spun. Poate a câștigat Roland Garros, cum am auzit niște tute spunând la televizor. La televizor. Normal. Vecerdea are, deci, 2 victorii și 10 înfrângeri în 7 ani de tenis profesionist, îmi spune Ciutacu. Nu, deci e normal să aibă bani să-și cumpere casă la Palm Beach. Chiar cred că este foarte fezabil. Deci, unii mai dăștea mai răi, nu fac parte dintre ei, spuneau că, de fapt, adică insinuau că, de fapt, ar fi casa lui Iohannis pe numele lui Vecerdea, dar eu nu cred asta. N-are cum să fie așa ceva, e imposibil. Bun!